De fiecare dată când ziua de 13 este marțea, vorbim despre ziua informării preventive. În acest an, această zi are o dublă semnificație care atrage atenția asupra necesității prevenției, dar și a importanței reducerii riscului dezastrelor naturale. Anul acesta ne confruntăm unui risc epidemiologic care și-a făcut simțită prezența la nivel global. Marți 13 este o zi cu dublă semnificație în acest an, deoarece vorbim de ziua informării preventive, dar și de ziua internațională pentru reducerea riscului dezastrelor naturale. Având în vedere dispunerea geografică a județului Mehedinț, acesta este expus majorității categoriilor de hazarde naturale care se pot produce, inundații, cutremure, alunecări de teren sau fenomene meteorologice periculoase. Însă acest an a fost marcat de pandemia de coronavirus, un fenomen greu de controlat și de combătut. De fiecare dată, când ziua de 13 este marțea, vorbim despre ziua informării preventive. De asemenea, în fiecare an, la data de 13 octombrie, este sărbătorită Ziua Internațională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale. Putem spune că în acest an, marți 13 octombrie, este o zi cu dublă semnificație, care atrage atenția asupra necesității prevenției, dar și a importanței reducerii riscului dezastrelor naturale. Pentru a marca această zi, pompierii mehedințeni au desfășurat acțiuni de diseminare a mesajului preventiv prin distribuirea de materiale suport unităților de învățământ, operatorilor economici, instituțiilor publice, dar și centrelor comerciale. Activitățile au urmărit creșterea nivelului de siguranță în rândul cetățenilor, dar și crearea unei culturi preventive, cu precădere pe respectarea măsurilor stabilite pentru limitarea și combaterea răspândirii noului coronavirus, dar și a regulilor privind apărarea împotriva incendiilor. Apărarea împotriva riscurilor implică cunoașterea lor, însă acest virus a câștigat deja o bătălie, semănând neîncredere și nesiguranță în rândul semenilor. Această pandemie este un semnal de alarmă care a făcut ca riscul epidemiologic să detroneze toate celelalte riscuri manifestate până în prezent.